Acțiunile au fost coordonate de către consilierul emisiunii speciale, domnul Pavel Boc, vicepreședinte Consiliului Suprem Securității. Anume, el, dumneavoastră, de la Alpere, a fost la Moscova și corupte special, concetățenii noștri au ajuns în sfârșit la postul de viață. Vreau să informez în timpul familiei că după această conferință, după acest briefing, peste câteva minute, o să vă contactez rugile aceste două persoane, să vă contactez la telefon. Eu înțeleg că sunt emoții destul de mari, eu nu am putut să informez. Aceste acțiuni au fost secrete, este discuțat. De aceea, orice scurgere de informație ar fi fost un determinant salvării concetățenilor noștri. Așa că, eu s-o contactez. Pe ce am gândit-o? Am și video. Cum am aterizat la Moscova. De ce am făcut de câteva clipuri după conferința de presă, toate aceste informații nu sunt. Căciu, adine, am adăugărit rucăvostul Rasistiei Federației. То, что не смогли другие, в это сделали. Это показывает отношение руководства России, Российской Федерации в целом, нашим согражданам. Это поистине дружеский, братский народ, который откликнулся, и мы решили это. Хочу отдельно поблагодарить сопредседателя деловой России Игоря Евгеньевича Чайкова за то, что он лично поспособствовал и помог в проведении этой гуманитарной миссии. Астрис мыне посовем председателя Лизникайства Американи, если стали санитетики, и трея жмати ничей, чем результат консилера в нем. Поставлю на пыльша. На макарпыль. И требование не имея какого-то лежащего мотора лицо в пусты даже шикручила нормы. На царе не ставит скучка. И когда он жил с нами, он играет свой пяс, хотя бы бог. И фрик. Și când am început cu un zero, trebuie să sunt cu ei inima bădunească, eu cu bubita mă doi cât și-o scăzut în genul. Eu sper că medicii vor da o să merg și o să iau de la Moscova și o să merg aici. Asta ceea ce am văzut. Vă mulțumesc!